De la an la an, stațiunea Bala e tot mai căutată atât de cei care vin la tratament, cât și de turiști. Serviciile de calitate de aici au făcut stațiunii Mehedințene cea mai bună reclamă. Din 19 februarie, stațiunea se pregătește de redeschidere. Stațiunea balneoclimaterică Bala urcă tot mai sus în topul preferințelor celor care cumpără bilete de tratament, dar și al turiștilor. Modernizarea stațiunii și îmbunătățirea semnificativă a calității serviciilor au dus vestea despre mica stațiune mehedințeană peste tot în țară. După ce în lunile decembrie și ianuarie stațiunea a fost modernizată, totul este acum pregătit pentru sosirea turiștilor, dar și a celor care vin la tratament. Au fost zugrăvite și igienizate camerele și s-a îmbunătățit confortul. În data de 19 februarie vom da start tratamentului balnear în stațiunea balneoclimaterică Bala din județul Mehedinț. Pe anul 2024 avem contractate 19 serii prin casele județene de pensii. Pe lângă pacienții cu bilete de tratament prin casele județene de pensii, avem și pachete turistice atractive pentru turiști. Există pachet de 3 zile, 690 de persoană, pachet de 5 zile, 1150 de persoană, pachet de 7 zile, 1480 de persoană, pachet de 10 zile, 2030 de persoană, pachet de 12 zile, 2400 de persoană. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă, tratament, 4 proceduri pe zi. Tratament se face de luni până vineri. Pacienții când ajung în stațiune vor fi consultați de medicul balneolog. În funcție de ce afecțiuni are fiecare persoană, îi se vor da anumite proceduri. Stațiunea Bala a devenit cunoscută peste ani, în special datorită efectelor terapeutice ale nămolului sapropelic, iar în ultima perioadă s-a modernizat și a devenit din ce în ce mai atractivă. Stațiunea aparține Casei Naționale de Pensii.